Ceaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, din nou la cafeaua de dimineață, după ce am făcut un periplu inclusiv prin Republica Moldova cu un fost prim-ministru, domnul Iurie Leancă. Acum, de la această oră, un candidat, eu am spus de prima dată, un candidat extrem de interesant pentru primăria orașului Bicaz, un oraș care are nevoie de energii noi pentru a-și reocupa locul pe care îl merită în harta administrativ-teritorială a județului Neamț. Este vorba despre domnul Răzvan Surdu, care este candidatul plus pentru primăria orașului Bicaz, cum spuneam noi, un plus pentru Bicaz. Bună Mulțumesc. Ziua! Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Domnule candidat Răzvan Surdu, pentru cei care nu vă cunosc foarte bine, v-aș ruga în câteva vorbe, în câteva minute, să reamintiți cine este Răzvan Surdu, cel care a avut acest, eu spun cu ghilimele, tupeu de a se implica în viața politică din Bicaz. În primul rând vreau să menționez faptul că m-am născut, am copilărit, am crescut și am mers la școală în orașul Bicaz. De aceea, acest oraș a rămas adânc legat în inima mea. Apoi, drumul vieții m-a îndepărtat o perioadă de oraș, pentru că am desfășurat o carieră de 30 de ani în Armata României, după care, la încheierea activității, m-am reîntors în oraș, am petrecut acolo pentru că am casă în acest oraș. Am petrecut câțiva ani și în această perioadă nu am putut să nu observ că Bicazul are nevoie de o schimbare. De aici și ideea mea de a mă implica acum în viața politică. Pe parcursul carierei mele am îndeplinit diferite funcții, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Am avut o carieră interesantă. Ceea ce am făcut mi-a plăcut cu adevărat. Dar cred că relevant pentru discuția noastră este acea perioadă desfășurată într-o structură internațională de pe teritoriul României. Spun asta deoarece, în primul rând, am avut ocazia să lucrez în mediul internațional aproape 10 ani, la nivelul unor organizații importante, cum ar fi NATO. Am mai avut, de asemenea, am mai îndeplinit niște misiuni în cadrul Organizației Națiunilor Unite, dar cred că relevantă este experiența mea de lucru în NATO. Unde, în cadrul unității unde am lucrat, am derulat mai multe programe, mai multe proiecte cu finanțare internațională și cred că acesta este aspectul care interesează din punctul de vedere a întreprinderii pe care o realizez acum. În sensul că pot spune că cunosc foarte bine mecanismele de întocmire a proiectelor de finanțare internațională, de derulare acestor proiecte pe care le-am condus în calitate de manager de proiect și unde am rulat sume semnificative de ordinul la câteva milioane bune de euro. Cele mai multe dintre aceste proiecte, probabil că lumea ar fi curioasă să vadă rezultate. Nu pot pentru că sunt strict militare și într-un domeniu care nu prea este deschis publicului, dar unul dintre proiectele pe care le-am coordonat are o adresabilitate mai largă. S-a numit Aspectele umane ale mediului operațional. A fost coordonat chiar de Divizia Provocări de Securitate Emergente din cadrul Comandamentului General al Cartierului General NATO.
Și rezultatele pot fi găsite și pe internet, cele care au putut fi publicate. În limba engleză, pentru cei interesați, proiectul se numește Human Aspects of Operational Environment. Am înțeles. Deci să ne mulțumim cu acest proiect, restul n-avem cum să discutăm. Da. Ei bine, de la această poziție, în care inevitabil a trebuit să intrați în contact cu foarte multă lume, să intrați chiar, că nu e vorba doar de a executa ceva, ci de a implementa ceea ce presupune negociere, discuții, câteodată cedezi, câteodată trebuie să îți impui punctul de vedere. Deci de acolo, din această situație, ați ajuns în Bicaz. Ce v-a enervat ca să candidați? Că bănuiesc că nu cred că aveți ziua grijei de mâine, din punct de vedere material. Cu siguranță nu. Nu. Deci ce v-a enervat sau ce v-a deranjat? Ce v-a făcut să candidați? Este foarte mult spus enervat. Eu aș spune mai mult că m-a întristat. Deci m-a întristat... Cam tot de acolo e, să știți. M-a întristat faptul că nu am văzut o mare schimbare a Bicazului din anul 2020 față de Bicazul anilor 80-90 pe care l-am părăsit eu. Vă întreb o secundă. Eram într-un orășel din județul Sibiu și mă întâlnesc cu un domn, tot în acum, în perioada de precampanie. Și zice, domne, zice, la noi aici, zice, eu, zice, îi admir pe ăștia. Zice, de când eram eu copil și avea vreo 70 și ceva de ani omul respectiv, zice, eu am aceleași patru gropi în centrul orașului care nu s-au schimbat deloc. Ce băieți ăștia sunt așa de consecvenți, indiferent în care au venit. Bănuiesc că sunt zone în Bicaz în care lucrurile astea sunt la fel. Da, nu sunteți departe de adevăr. Nu e chiar vorba de aceleași gropi care să fi rămas de pe vremea când mă plimbam cu bicicleta, copil fiind, dar lucruri semnificative nu s-au întâmplat la Bicaz și... Personal, nu prea înțeleg de ce acest fenomen. Inițial m-am gândit să încercăm să formăm o organizație civică din persoane ca și mine, fără implicare politică, și să încercăm să creionăm o organizație locală. Numai că este destul de greu, mai ales într-un oraș mic, unde multă lume este implicată și în politică. Până la urmă am fost atras de programul Plus, de echipa care se contura la Bicaz. Era o echipă în formare, destul de puțini oameni și pentru că pe tot parcursul carierei mele m-au atras provocările, mi-am spus, de fapt, hai să încerc o nouă provocare. Sper eu... ultima provocare majoră în care vreau să mă implic, pentru că am și o vârstă și aș vrea, după ce reușim să punem Bicazul pe direcția corectă, să îi exploatăm potențialul, să mă pot retrage liniștit, să stau în balconul casei mele din Bicaz și să-i văd pe cei mai tineri decât mine. Haideți să căutăm în această emisiune direcția corectă pentru Bicaz. Deci, da, este un punct foarte valid, pentru că Bicazul în acest moment este un oraș sărac. Am bătut la pas chiar la începutul săptămânii. Am anunțat că am trecut măcar o dată și pe fiecare stradă din oraș, începând de la intrarea în oraș din Capșa și terminând cu Potociul. Aceasta este, din nefericire, una dintre constantele orașului în acest moment. Mulți oameni săraci și fără perspectivă. Bicazul a depins de combinatul de Lian și Azbociment în mare măsură și odată ce acesta și-a restructurat activitatea, nu a apărut nimic care să-l înlocuiască. Sunt câteva afaceri, destul de mici ca dimensiuni, dar marea majoritate a oamenilor nu au perspectivă și din cauza aceasta ne confruntăm cu o mare problemă. Tinerii Bicazului, adică acei oameni cu energia necesară să miște orașul, din păcate, mișcă alte comunități în alte țări din Europa. Trebuie să ne gândim, să facem ceva, să îi putem readuce acasă.
Cu siguranță, lucrul acesta nu se va putea întâmpla nici mâine, nici poimâine. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, una dintre întrebările constante se referă la perspectiva locurilor de muncă. Lumea gândindu-se la investiții străine, fabricuțe și alte chestiuni de genul acesta. Nu știu, nu aș vrea să vă întristez, dar din perspectiva mea și din experiența avută, umblând în atâtea țări din lume, în atâtea locuri din țară, după părerea mea sinceră, Bicazul nu este foarte ofertant în acest moment pentru un investitor. Nu există forță de muncă calificată, este un oraș mic care nu prezintă o piață de desfacere interesantă. De asemenea, datorită poziționării geografice și situației căilor de comunicații, Bicazul se află foarte departe de piețele care ar putea interesa un investitor. Dar, dacă din acest punct de vedere situația nu este tocmai fericită pentru oraș, putem spune că Dumnezeu și natura ne-a dăruit cu un bulgăre de aur. Din punctul de vedere al potențialului turistic, Bicazul este un loc deosebit. După părerea mea, am putea rivaliza oricând cu cele mai mari stațiuni montane din România. Avem lacul de acumulare, avem Ceahlăul, avem peisajele acelea minunate și cred că direcția de relansare a Bicazului este exploatarea potențialului turistic, pentru care, din nefericire, în ultimii ani nu s-a prea făcut mare lucru. Pentru că te duci în Izvorul Alb, un sat cu un peisaj minunat, cu oameni primitori, modești. Dar, din păcate, drumul acela este într-o stare jalnică. Nici salvarea nu ar putea ajunge prea ușor în situația în care cineva ar avea probleme. Pentru că aceste localități limitrofe care au fost incluse în cadrul unității administrativ-teritoriale, din păcate, au o populație îmbătrânită. Cred că infrastructura este locul de unde trebuie să începem. Și după cum se poate vedea, și în programul nostru, rezolvarea problemelor de infrastructură, în special în zona periferică a Bicazului, este prioritatea numărul 1. De acolo trebuie să plecăm, pentru că un turist care, să spunem, accidental ajunge la Potoci sau la Izvorul Alb, după ce și-a nenorocit mașina și trebuie să plece cu ea pe platformă, nu cred că se va gândi cel puțin 10 ani să revină în acele locuri. Sau va umple frigiderul edilului, știți? Da, bine, asta e o responsabilitate personală, e frigiderul lui, e treaba lui, dar e vorba de comunitate. Și comunitatea are de pierdut, alungând turiștii în loc să îi atragă cum ar trebui. Da, deci vorbeați de infrastructură. Bicazul are o situație specială, deci pe lângă infrastructura aceea din oraș, el are foarte multe drumuri care e peste putința orașului de a suporta refacerea lor. Cel spre Izvorul Alb, spre Potoci, deci e destul de greu. Eu n-aș spune asta, pentru că avem la îndemână. Obișnuiesc să le spun asta și oamenilor care, din nefericire, îi văd cuprinși de pesimism. Avem la dispoziție, haideți să mă exprim un pic mai prozaic, un sac de bani care stă la Bruxelles. Corect. Nu înțeleg ce ne împiedică să accesăm acel sac, mai ales că la proiectele cu finanțare europeană, în primul rând, această finanțare este nerambursabilă, iar în al doilea rând, cota de coparticipare este foarte mică, începe de la 2%. Într-adevăr, în anumite situații poate să urce și mai mult, dar dacă proiectele sunt elaborate cu atenție, astfel încât ponderea cheltuielilor neeligibile să nu depășească o anumită limită, ne putem încadra la 2%. Sunt exemple în țară, chiar am văzut recent
am studiat niște proiecte europene făcute de primăria din Carei, de exemplu. S-au încadrat, au reușit să construiască un spital nou, încadrându-se cu cota de coparticipare la 2%. Deci este posibil, sunt exemple în țară. Într-adevăr, trebuie să ne străduim, să ne gândim, dar până la urmă de aceea ne asumăm funcții în administrația publică, funcții de conducere și așa mai departe. Eu cred că trebuie să existe motivație în momentul când cineva decide să facă acest pas. Da. Deci, vorbeați despre investiții în infrastructură, următorul pas care ar fi? Următorul pas, din punctul meu de vedere, este rezolvarea stării de bunăstare și prosperitate a locuitorilor. Pentru că într-un oraș sărac este greu să vorbim de dezvoltare. Din acest punct de vedere, eu și organizația, partidul nostru, am identificat două căi de acțiune. În primul rând, ca să rezolvăm problema forței de muncă, considerăm că este necesar să implementăm acreditarea unei școli de meserii. Este foarte importantă. Școala aceasta de meserii, am mai discutat și data trecută, am făcut o paralelă între învățământul dual și școala de meserii și am concluzionat că școala de meserii este mai bună și mai eficientă din punctul de vedere a orașului. Am să spun pe scurt de ce. În primul rând, cursurile de pregătire pe care le va oferi vor fi în concordanță cu principalele direcții de dezvoltare strategice. De asemenea, nu vom depinde de o singură firmă, nu se va întinde programul pe 3 ani de zile, ci noi vom oferi oportunitate firmelor să își pregătească propriul personal. Ceea ce iarăși este avantajos din punctul meu de vedere. În unitatea aceea NATO în care am lucrat, noi ofeream și programe de instruire pentru toate statele membre NATO. Și am câteva modele pe care noi le-am folosit acolo, care mie mi se pare eficiente și că s-ar putea realiza. Iar până la urmă, prin modul acesta de lucru, cursurile se plătesc singure. Deci povara financiară pe umerii administrației nu va fi așa de mare. A doua direcție de acțiune pe care vrem să mergem este să încurajăm oamenii să se îmbogățească singuri. Bine, spun să se îmbogățească în sensul că să-și ridice nivelul veniturilor. După cum știți, Uniunea Europeană finanțează cu împrumuturi nerambursabile și încurajează inițierea de noi afaceri. În programul nostru ne angajăm ca o zi pe săptămână Biroul Integrării Europeană din cadrul primăriei să ofere consultanță gratuită tuturor celor care vor să inițieze o astfel de afacere. Nu știu, o gogoșărie dacă își face cineva, presiunea pe... Este gogoșăria aceea în centrul Bicazului? Nu mai este, din nu păcate. Mai este. Aia nu era mai foarte este. Deci, da. Erau niște tipi care făceau gogoși senzaționale. Este una, dar eu mi-amintesc de gogoșăria de la piață, care era exact. Celebră în Bicaz. Da, din păcate, gogoșăria de la piață nu mai este. Avem acum o altă gogoșărie, dar gogoșile sunt altfel. Probabil că și gustul copilăriei era diferit aia, de... Și drojdea aia. Da, da, într-adevăr. Și uleiul e altul. Într-adevăr, într-adevăr. Da, deci, dacă oamenii vor începe să lucreze pentru ei, le vor crește veniturile proprii, în primul rând și primăria va beneficia datorită taxelor și impozitelor locale, dar va scădea și presiunea pe programele, pe bugetul dedicat asistenței sociale, mă gândesc. Odată ce încurajăm toate aceste activități, odată ce turismul se va dezvolta, odată ce oamenii vor începe să aibă inițiative prin care să își crească nivelul veniturilor, bănuiesc că și nivelul de atractivitate a orașului, mai mult ca sigur, va crește. Și atunci vom putea discuta și de acele investiții pe care le așteptăm acum. Cred că investițiile nu vor veni decât dacă noi, la nivel local, acolo în comunitate, le vom pregăti terenul. A
Am înțeles. Mă gândeam acum, în timp ce vorbeați, că Bicazul avea și are o casă de cultură, da, în care se făceau activități la un anumit nivel. Era acolo un domn care făcea și cu copii și cu... Mai este domnul acela. Deci, nu știu, eu vă spun. Bicazul avea o echipă de fotbal. Avea un teren. Avea sport, avea handbal, avea de toate. Era un oraș viu și ieri spunea cineva sau alaltă într-o emisiune la mine aici. Noi m-am plimbat în Bicaz, dintr-un capăt în altul, și zice, nu m-am întâlnit cu 12 oameni. Deci, dimensiunea socială, cred că trebuie să fie în atenția oricărui candidat la Bicaz. Pentru că, pe de o parte, este o populație îmbătrânită, spunea și dumneavoastră că tinerii pleacă să dezvoltă alte orașe sau alte comunități, în alte țări de multe ori. Pe de altă parte, este nevoia de a-i menține, de a le oferi ceva. E foarte bună ideea aceea cu hai să sprijinim să-ți deschidă afaceri. Dar trebuie să ținem cont și de ce există acum. Bicazul are o populație care, unii nu au loc de muncă, vorba mea să sunt săraci, să spunem lucrurilor pe nume, și trebuie ajutați. Ce aveți în program pentru așa ceva? Inițial, în principiile generale pe baza cărora ne-am alcătuit programul, ne-am propus, de fapt, să intercalăm inițierea și implementarea de proiecte care să aducă rezultate și financiare imediate cu proiectele care se presupune numai cheltuieli. Din păcate, pe măsură ce elaboram programul, am ajuns la concluzia că sunt foarte multe lucruri de făcut și am fost și noi uimiți de fenomenul acela pe care îl ziceți dumneavoastră, că lumea din Bicaz se însingurează. Oamenii merg la servicii pe unde au fiecare, vin acasă și apoi, după amiaza, nu te mai întâlnești cu nimeni pe stradă. Și atunci ne-am gândit că această problemă trebuie să o rezolvăm, chiar dacă pentru acest lucru presupune doar cheltuieli, nu și un return pentru investiție, dar considerăm că este un aspect foarte important. Și aici trebuie să mulțumesc și reprezentanților partidului nostru de la nivel central, în special și acelor care ne reprezintă în Parlamentul European. Nu știu cum este la alte partide, dar la plus noi beneficiem de un sprijin tehnic de specialitate foarte bun. Deci chiar recent am primit toate principalele direcții și programe finanțate de Uniunea Europeană în exercițiul financiar 2021-2027. Și chiar vreau să vă spun că, de exemplu, pentru îmbunătățirea infrastructurii verzi, numai pentru regiunea de nord-est, adică județele noastre, da, din Moldova, județe, da, sunt aproape 600 de milioane de euro de cheltuit. Noi vrem să atragem cât de mult se poate din acești bani, pentru că am ajuns la concluzia că trebuie revizuite toate parcurile din orașul Bicaz. Avem zona aceea centrală unde a fost lacul, care ar putea fi exploatată foarte bine pentru crearea unui loc de petrecere a timpului liber pentru locuitorii orașului. Se poate amenaja foarte frumos o promenadă, de exemplu, bănci, unde oamenii să se întâlnească, să socializeze. Pentru că eu cred că și pentru spiritul civic al comunității, socializarea face foarte bine și comunicarea. Deci, celelalte patru priorități pe care le-am stabilit se referă tocmai la aspectul pe care ne l-ați spus dumneavoastră. Cum ar fi, de exemplu, reluarea activității pe linia copii și tineret, pentru care Casa Pionierilor din Bicaz era odată renumită și care, din păcate, nu mai există.
printr-un club al copiilor, prin anumite asociații ale tinerilor, pentru care avem spații, trebuie numai să avem bunăvoință și să inițiem activități. De asemenea, cum am spus, reamenajarea tuturor spațiilor verzi. Și aici aș vrea să menționez o problemă foarte importantă și, din păcate, rușinoasă în acest moment din oraș. Orașul Bicaz nu are, de exemplu, nicio toaletă publică. M-am întâlnit cu turiști, cu copii mici, disperați, opriți în zona centrală, unde să găsească o toaletă publică pentru copii. Nu știu, mie mi se pare că este ceva de neconceput pentru anul în care ne aflăm. Deci avem un plan să schimbăm fața orașului cât se poate de repede, adică pe timpul unui mandat de 4 ani, din punctul acesta de vedere. Mai sunt și alte lucruri pe care am vrea să le facem, dar vrem să ne menținem la un nivel realist și să luăm lucrurile în ordine. Dacă va fi posibil și accesarea de fonduri europene va decurge într-un ritm mai bun decât mă aștept eu la acest moment, cu cunoștințele pe care le am cu privire la capabilitatea de dezvoltare de proiecte, vom fi bucuroși să facem mult mai mult decât ne angajăm. Dar în același timp, cred că este bine să ne menținem la un nivel realist, chiar ușor pesimist al promisiunilor, pentru că una dintre constantele din discuțiile cu oamenii din oraș a fost faptul că li s-au promis foarte multe lucruri și nu s-a realizat nimic. Dați-mi niște exemple. De exemplu, toate administrațiile de timp de 30 de ani discută în continuu despre realizarea alimentării cu apă și a sistemului de canalizare în fosta localitate actuală a stradei Izvorul Muntelui. Este una dintre zonele cele mai importante din punct de vedere turistic ale orașului. Acolo este poarta către Ceahlău și în acea zonă încă nu avem alimentare cu apă și niciun sistem de canalizare. Ce alt exemplu să vă mai dau? Despre drumul de la Izvorul Alb, despre care tocmai vorbisem. Toată lumea spune că îl repară și nu l-a reparat nimeni. S-au făcut, nu putem să zicem că, s-au făcut un fel de cârpel de astea cât să mai țină o iarnă. Dar nu știu dacă asta este soluția, dacă vrem să dezvoltăm din punct de vedere turistic orașul. Eu cred că ar trebui să facem lucrurile, ar trebui făcute odată și bine și să reziste măcar 10, 15, dacă nu 20 de ani. Îmi amintesc și acum, de exemplu, comunicația de pe drumul național 15 între Bicaz și Piatra Neamț. Țin minte că timp a fost făcută când eram eu copil și apoi 25 de ani nu a mai fost nevoie de intervenții pe acest drum. Se circula foarte bine. Deci, cred că lucrurile trebuie făcute. Adică banii cheltuiți trebuie folosiți exact la adevărata lor valoare și exact. Și cu lucruri făcute cu bani, chiar dacă costă poate mai mult, exact. Să fie lucruri de calitate, pentru că dacă facem ceva așa de mântuială pe repede înainte, cum vedem peste tot, în general e o constantă a campaniilor electorale de 30 de ani încoace. Cum se apropie campania, peste tot România devine un stup de albine prin toate localitățile mici și mari. Zumzăie, utilaje, toată lumea muncește așa la repezeală ca să ia ochii alegătorilor. Dar nu știu dacă aceasta este varianta corectă, pentru că lucrările astea făcute așa pe repede înainte, nici durabilitate nu prea au. Așa că lucrurile ar trebui făcute pe tot parcursul celor 4 ani, încet, încet, progresiv și de calitate. Da, păi. Haideți, vorbiți-mi un pic despre echipa cu care veniți, pentru că, în general, acum, cel puțin partidele mari, vin cu profesioniști în politică. Adică ei vin și spun, noi vom face, avem echipă, partidul în spate, facem, rupem. Ce echipă propuneți? Eu propun o echipă din oameni simpli, oameni care nu sunt profesioniști ai politicii,
oameni care, la fel ca și mine, nu, în cea mai mare parte nu au fost implicați în politică, dar sunt oameni care, la fel ca mine, au ajuns la concluzia că poate a venit timpul ca și noi, nespecialiștii în politică, să ne implicăm și să încercăm că lucrurile se pot face și în stil gospodăresc și mai puțin în stil politicianist. Am într-adevăr și persoane care pe timpul unei vieți de peste în jur de 70 de ani putem să-i acordăm circumstanța de a fi avut o experiență politică. A fost membru cu ani în urmă într-un alt partid, o persoană, de fapt două persoane care sunt mai în vârstă, au mai fost membri cu ani în urmă în fiecare în câte un partid politic. Ăsta a fost, de fapt, și unul dintre principiile pe care le-am utilizat atunci când ne-am format echipa. Am încercat cu precădere să atragem oameni care au spus ceva în meseriile pe care le-au practicat și care nu au fost implicați în politică. Niște oameni care vin strict focusați pe rezolvarea situației din oraș și din dragoste pentru orașul în care trăiesc. Din acest punct de vedere, mai avem o inițiativă recentă, pentru că pe timpul campaniei electorale, peste tot pe unde am circulat prin oraș, am găsit oameni care au idei de dezvoltare pentru Bicaz foarte bune. Oameni integri, oameni cu o educație solidă, cei mai mulți dintre ei, dar care din diferite motive, probabil că dumneavoastră le știți, dar eu nu vreau să insistăm asupra lor, fug de politică. Nu vor să se înregimenteze politic. Și atunci, sunt oameni care în general se uită unde calcă. Da. Da, oameni care și oameni precauți, eu le înțeleg motivele tuturor. Nu, din punctul meu de vedere, nu este absolut nimic blamabil aici. Dar, după părerea mea, un partid politic responsabil trebuie să facă ceva pentru a coagula toate energiile existente într-o localitate. Drept pentru care, săptămâna trecută, am inițiat înființarea unui grup consultativ civic în care acești oameni să se reunească, să discute, să analizeze proiecte de viitor și cu care noi să ne consultăm atunci când vrem să inițiem proiecte noi. Astfel încât nici ei să nu fie obligați să se înscrie undeva într-o formațiune politică pentru a-și face punctul de vedere ascultat, dar și noi să beneficiem de experiența și cunoștințele lor. Trebuie să recunosc că această inițiativă a fost bine primită și imediat după aceste alegeri noi vom demara efectiv formalizarea acestui grup consultativ civic. Domnul Surdu, în Bicaz e nevoie de, nu știu, o scânteie. Dar să veniți dintr-o zonă în care disciplina era un lucru important. O să fiți cazon în relațiile cu angajații primăriei? Nu, departe de mine gândul. Am fost... Nu prea aveți aerul ăsta de... Da. Nu am fost cazon nici în relațiile cu subordonații mei la serviciu. Într-adevăr, în tinerețe, pentru că la nivelul funcțiilor de comandant de pluton, de comandant de grup, de operații speciale și așa mai departe, într-adevăr, și partea asta de instruire militară mai strictă are o importanță deosebită. Pentru că acolo de deprinderile formate la instrucție depinde viața și moartea cuiva. Ei, la nivele mai mari, cu precădere în mediul internațional,
nu mai poate fi vorba de cazonism. Există o anumită, eu i-aș spune, rigoare. Și rigoarea, după părerea mea, trebuie să existe în toate domeniile de activitate, indiferent că e mediul militar sau mediul civil. Și văd rigoarea aceasta ca responsabilitatea de a înțelege atribuțiile fiecăruia conform fișei posturilor pe care lucrează. Atâta timp cât oamenii își respectă atribuțiunile de serviciu, atâta timp cât respectă programul de lucru, eu nu văd de ce să vorbim de cazonism. Eu sunt o persoană deschisă, îmi place să discut cu oamenii, nu contează cine sunt aceștia, cu toată lumea discut la fel și îmi place o atmosferă, să creez în jurul meu o atmosferă de lucru prietenoasă și creativă. Deci oamenii trebuie încurajați, după părerea mea, să-și manifeste creativitatea, energia și... Un alt lucru pe care aș vrea să-l spun, în echipele în care am lucrat în vechea carieră, mie cel mai mult mi-a plăcut și m-a atras să lucrez cu persoanele dificile, considerate ca dificile, rebelii, așa zis. Pentru că, în general, acei rebeli sunt niște persoane inteligente. Și care îți pun în față lucruri. Exact. Au un potențial deosebit. Poate în unele cazuri, datorită faptului că lipsei de maturitate, tinereții, sunt un pic prea entuziaști, sunt un pic prea categorici și un pic prea radicali. Dar după părerea mea, principala calitate a unui lider este să-i lase să se exprime, să-i pondereze și să le exploateze capacitatea creativă pe care o au. Deci, cam așa intenționez să-mi desfășor activitatea în cazul în care voi fi ales. Bun. Acum am o întrebare. Uite, eu am doi musafiri și vreau să-i trimit să petreacă o zi la Bicaz. Ce pot să fac în Bicaz în momentul acesta? Vă rog să nu vă repetiți cu răspunsul. Cea mai grea întrebare pe care mi-ați spus-o pe parcursul acestei emisiuni. Deci, în afară de a le recomanda că ar putea merge la lacul de acumulare să se plimbe cu vaporașul, că ar putea merge pe Ceahlău, mare lucru nu aș mai avea ce să le recomand. Și cred că aceasta este principala problemă a Bicazului în acest moment. E o întrebare firească. Da. Ce mai știți de muzeul din Bicaz? Deci muzeul din Bicaz, din câte cunosc, este într-un proces de renovare. A fost în sensul că el procesul este deschis, dar nu, deci structura de lemn a muzeului a fost atacată de o ciupercă agresivă. În acest moment se derulează de circa 2 ani tratamente pentru îndepărtarea ciupercii, iar apoi vor începe lucrările de consolidare. Era un punct de atracție, cât de cât. Da, și este un punct de atracție important care trebuie recuperat, după părerea mea. La fel cum trebuie recuperată reședința regală de vară. Pentru că reședința regală de vară și muzeul sunt, practic, vrem nu vrem, singurele obiective cu adevărat turistice din oraș. Nu avem altceva. Eu să fi fost primar la Bicaz sau, mă rog, cu responsabilități în Bicaz, eu m-aș fi gândit dacă nu puteam să folosesc faptul că la Bicaz a fost refugiat președintele Poloniei. Țineți bine? Bineînțeles. Și mi se pare chiar a decedat acolo. Sau nu, mai țin. Nu. Deci a stat acolo câteva săptămâni după ce s-a refugiat din Polonia în 1939 și până a plecat spre Londra, unde... Deci, să folosesc acest lucru chiar în legătura cu case de turism din Polonia. Să refac un traseu. Adică, nu știu, trebuie găsit ceva. Vorbea cineva într-o emisiune că în Grecia fiecare piatră creează un loc de interes turistic. Și la Bicaz s-ar putea gândi lucrul ăsta. Mai sunt și alte lucruri care pot fi valorificate. Avem istoria barajului.
istoria barajului. Spunea cineva într-o emisiune zilele trecute să facem un muzeu al comunismului și să avem un spațiu dedicat barajului de la Vicaz. Mă întreb de ce împreună cu hidroelectrica nu se poate crea ceva de genul acesta chiar în Vicaz. Adică, nu știu. De fapt este, chiar în cadrul muzeului, este de pe vreme toată macheta barajului, cum s-a construit. Nu, eu vorbesc de ceva care să aducă aminte despre deținuții care au lucrat acolo. Că acolo s-a lucrat cu deținuți politici. Despre lucrurile mai puțin văzute. Se adune documente. Adică să atragi cumva, să găsești modalități, să atragi un public diferit. Care să vină acolo când vine, măcar 4 ore, 5 ore să aibă ce să facă în oraș. Nu vorbesc că se duce la lac și stă și se plimbă cu vaporașul, cât s-o mai putea plimba, că apar tot felul de căsuțe pe lac, că va fi lacul căsuțelor plutitoare, nu va mai fi lacul de acumulare, va fi lacul căsuțelor plutitoare și tot felul, și fără autorizație multe dintre ele. Deci, de asta spun, adică în sensul ăsta o viziune clară ar fi de mare folos, părerea mea. Bineînțeles. Aici eu aș sublinia două aspecte. Începând cu reședința regală de vară, mie mult mai important decât legătura cu președintele Poloniei în timpul celui de-al doilea război mondial, mi se pare legătura Bicazului cu Regina Maria. Absolut, absolut. Regina Maria în timpul memorialistice. Exact. În timpul primului război mondial a petrecut o perioadă foarte lungă în zonă. Regina a avut un sentiment deosebit pentru Bicaz. Acest lucru a început să fie exploatat. De exemplu, școala din Bicaz are numele Regina Maria. Dar cred că se poate face mult mai mult. După părerea mea, Bicazul are potențialul datorită mărturilor istorice, documentarilor pe care le avem cu privire la legătura dintre Regina Maria și zona Bicazului. Eu cred că Bicazul pe viitor trebuie să devină un mic Balcic. Știm cu toții Balcicul. Nu e mare lucru, e un oraș similar Bicazului din... Da, dar e plin de turiști. Exact. Acest lucru trebuie să-l facem și noi, să rebranduim un pic Bicazul în legătură cu Regina. O altă problemă pe care nu am înțeles-o, dar care cred că are un imens potențial latent, este programul orașelor înfrățite. Bicazul este înfrățit cu Lozanul, de exemplu. Nu știu dacă știa, cu siguranță nu știați. Nu, eu... Cu un alt oraș foarte important din Belgia. A fost înfrățit, dar acea înfrățire nu mai există în prezent, cu o comună din Munții Alpi, din Italia. Deci, zone montane, zone turistice, care exploatează turismul la un nivel, cum să spun, incomparabil cu Bicazul. Dar de unde ar fi trebuit să acumulăm o mulțime de experiență? Eu nu am înțeles teama și reticența, în special a comunităților mici, din punctul de vedere al deschiderii către lume. Eu consider că unul dintre principalele lucruri care trebuie făcut în momentul în care vom prelua administrația este reînnodarea acestor relații. Putem beneficia de o mulțime de know-how de la ei. De asemenea, acest sistem poate constitui și, cum să zic eu, sursa de identificare a unor potențiali investitori pentru viitor. Este un lucru foarte benefic. Așa se poate, de asemenea, intenționăm să extindem acest sistem, inclusiv în Polonia, unde deja avem o punte de legătură făcută. Asta trebuie spun, doar trebuie folosite toate, exact, aceste lucruri, sigur, toate aceste, da, pârghi. De exemplu, avem numele fostului administrator al domeniilor regale, Caliendru, da? Da. Care e legat de Bicaz, fostul teatru sătesc din Bicaz. Vorbim despre domeniul regal, care la rândul său a avut o întreagă istorie acolo. S-au întâmplat atâtea lucruri. Toate lucruri care pot fi valorificate. Exact.
avem tot felul de legende ale locului. Stânca care este la ieșirea din Bicaz are o legendă, se poate valorifica. Deci lucrurile astea ar trebui să creeze o emulație. Cu siguranță. Deci noi le avem în vedere. Nu am înțeles de ce toate aceste lucruri nu au fost exploatate mai mult. Este evident pentru oricine. Potențialul există, depinde doar de noi și de voința noastră ca tot acest potențial latent să fie exploatat în beneficiu orașului. Și dumneavoastră ați crescut în zona M-am aceasta. M-am jucat pe stânca aceea de care povestiți. Ați crescut în zona aceasta. Știți că era legătura aceea care aproape o făceai automat. Combinat oraș, da? Combinatul Elian și Azbucimente, așa se chema. Da? Probabil asta este una dintre principalele cauze care a generat situația actuală a orașului. Exact. Ori eu am stat de vorbă la un moment dat cu cei care acum se ocupă de combinat la Tașca. Ei sunt deschiși la o colaborare, dar pe niște proiecte. Adică nu ne dați și nouă două mașini de ciment că vrem să facem nu știu ce. A trecut vremea aceea. Da, e vorba de proiecte. După părerea mea, relația dintre administrația locală din Bicaz și Heidelberg Cement România trebuie resetată complet. Asta e. Deci, da. Și cred că există posibilitatea aceasta. Condiția e dialogul, negocierea. Apropo de ce începeam noi la... Da, deci relațiile internaționale sunt 95% tehnici de negociere. Tehnici de negociere. Da. Da. Mai avem câteva minute. Eu nu sunt locuitor al orașului Bicaz, dar încercați să mă convingeți să vă votez pe dumneavoastră, pentru că sunteți un plus pentru Bicaz. Deci am să încerc. Știți că sunt greu de convins. Principalele argumente pe care le aduc în sprijinul demersului meu sunt din toate formațiunile politice prezente astăzi în competiția electorală la Bicaz, consider că formațiunea noastră propune cel mai transparent program de administrare locală și acesta este un lucru foarte important. De asemenea, le propunem cetățenilor un model de administrare participativă, în sensul în care vrem să începem cu elaborarea unei strategii pentru oraș pe o perioadă de 10 ani. Această strategie va fi disponibilă pentru dezbatere publică și apoi vrem să o adoptăm printr-un referendum local pentru a constitui ghidul de dezvoltare pe viitor al Bicazului. Vreau de asemenea ca toate ședințele Consiliului Local să fie transmise în direct, pe internet, în online, exact cum se întâmplă în țări din Marea Britanie, în Germania, ca oamenii să fie la curent cu tot ce se discută, pentru că, în definitiv, toate problemele discutate acolo îi privesc și pe ei. Și să nu fie discuții formale. Adică începe, așa se întâmplă acum, dacă nu, asta poate nu sunteți foarte familiarizat. Începe ședința de Consiliu și cineva face. Punem la vot procesul verbal al ședinței trecute. Cine este de acord? Păi începe. Proiectul 1. Proiectul 1. Proiectul 1. Comisia 1 este de acord? Da, comisia este a 2 de acord. Votăm în plen. Și votează toată lumea. O ședință nu durează? Da, am văzut. Nu, nu. Deci noi vom... Toate proiectele pentru oraș vor fi supuse dezbaterii publice. Să știți că emisiunea asta rămâne. Eu știu, tocmai de asta spun. Că discutam cu cineva, că știți, ne-au mai zis și alții. Și am zis, domnule, eu vă înțeleg, v-au mai spus și alții, dar noi am scris. Când stăm de vorbă aici pe o bancă sau când ne întâlnim la poartă, se pot spune multe în cuvinte. Dar în momentul când ceea ce spui în cuvinte este scris undeva, lucrul acela rămâne și creează o obligație și cineva te va întreba odată despre ce ai spus și nu faci sau faci. Da, deci noi ceea ce vorbim punem pe hârtie,
rămâne în arhiva dumneavoastră, astfel încât să mă puteți întreba și peste 2 ani despre lucrurile astea. Nu, eu vă întreb acum altceva. Spuneți. Domnul primar, dacă într-o perioadă rezonabilă de timp, în funcție de ce ați spus pe hârtie, lucrurile nu se întâmplă, sunteți dispus să vă dați demisia? Cu siguranță. Dacă ajungeți primar? Cu siguranță. Eu o să vă reamintesc lucrurile astea. Da, da, da. Deci, vă rog să mă mai convingeți în continuare. De asemenea, programul pe care l-am dezvoltat, după părerea mea, răspunde nevoilor actuale ale Bicazului. Rezolvă problema utilităților publice. Este inadmisibil ca în acest moment în oraș, în partea de oraș, să mai existe oameni fără apă, bătrâni de 80 de ani care să trebuiască să care găleți cu apă de la distanță pe niște potești de astea. Este inadmisibil să mai avem străzi neasfaltate, să nu avem canalizare. Deci toate lucrurile... Să aveți poteci în loc de trotuare. Exact. Poteci în loc de trotuare și alte lucruri de genul acesta. V-am spus pe parcursul emisiunii despre dorința noastră de creșterea nivelului de bunăstare și prosperitate al locuitorilor și cred că asta e un lucru foarte important. Este de fapt a treia prioritate a noastră, valorificarea potențialului turistic și dezvoltarea orașului. Bicaz, după părerea mea, este ca un camion oprit în mijlocul drumului. Are nevoie doar de cineva hotărât, stăpân pe picioarele lui, care să pună un pic umărul și să-l urnească. Și apoi inerția, roțile vor face lucrurile să meargă. Da, să nu uităm că e bine să aibă și motorină sau benzină. Bine, da. Să nu uităm. Motorina și benzina, v-am spus. Avem o stație de benzină foarte mare, e un pic departe. E un pic exigentă. Că vorbesc de Bruxelles. Și acea stație de motorină, după părerea mea, este esențială pentru dezvoltarea orașului. În primul rând, datorită faptului că face politica mai puțin importantă la nivelul unui comunități mici. Eu cred că acolo, în Bicaz, este nevoie mai mult de administrare decât de politică. Separarea de politică se poate face numai prin câștigarea independenței financiare, iar independența financiară a Bicazului e la Bruxelles. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă doresc succes în demersul dumneavoastră. Acestea au fost cafelele de astăzi, oameni buni. Mâine revenim, dacă totul este în regulă. Până atunci nu uitați, la Bicaz, domnul Răzvan Surdu, candidat plus, un plus pentru Bicaz, ca să spunem așa. Vă dorim încă o dată cele bune. Vă mulțumesc. Bine. Vă mulțumesc.